Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 100 de zile de vacanță la Europa FM. Asta nu ne împiedică să dăm știri cu polițiști. Am fost cu vreo un ceas, am vorbit de Botoșani, rămânem cumva în zonă, mergem la Suceava. Suceava care continuă să ne surprindă după domnul care s-a dus să reclame un accident auto ușor, dar fără să aibă permis de conducere. Acum un altul s-a trezit că el este amendat după ce reclamă un furt. Fiți atenți, yeah. Știrea adevărată. Așadar, un domn care a primit ceva mâncare și băutură la o slujbă de pomenire a sunat la poliție că i-a fost furată o sticlă de rachiu. Iată, descrierea din Suceava Smart Press este cea care descrie tot cazul. Da. În urma audierii acestuia, citez, a rezultat faptul că în dimineața zilei de 19 iunie 2021 s-a deplasat la Biserica Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni, unde a participat la o pomenire. Ocazie cu care a primit de pomană mai multe bunuri alimentare, precum și două sticle de băutură. Cu sarsanalele pline, continui să citez, reclamantul s-a așezat pe fundația de la gardul bisericii, da, și s-a apucat să bea dintr-una dintre sticlele de rachiu primite. De el s-a apropiat la un moment dat un anume Radu F. Cealaltă sticlă de băutură era așezată pe trotuar, lângă reclamant, iar Radu F. a ridicat-o cu intenția să bea și el o dușcă. Valerian B. nu a fost de acord. E situație COVID. În care Radu F. a luat sticla și a plecat pur și simplu. I-a furat-o, mă, s-a ridicat și a plecat. Ăsta a zis, nu bea de nea că circulă COVID. Da, Valerian B. avea și handicap, era așezat deja, deci nu putea, până s-a ridicat, până s-a... Și probabil că dacă a și consumat din prima sticlă, știi, și nivelul de... Startul greu. Da, a avut pornirea grea. Ok. De aici a intervenit poliția, îmi plac și polițiștii, că nu degeaba zicea Vlad că au și simțul umorului câteodată, pe individul care a plecat pur și simplu cu sticla de rachiu, îl cercetează pentru furt, iar celălalt, care nu a vrut să împartă, a fost amendat pentru că a băut alcool într-un loc public. Mi se pare fabulos. Da. Bravo, băieți! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.